Salutare! Decizia foarte recentă a Rusiei de a ieși din tratatul pe care îl avea cu Ucraina și cu Organizația Națiunilor Unite de a lăsa liber transportul cerealelor din cele două țări care acum se află în conflict pe Marea Neagră, s-ar putea să aibă un rol interesant pentru România, o influență fastă de data asta. Și când spunem aceste lucruri, să știți că ne-am gândit, ne-am ales bine cuvintele. Fiindcă, dacă până acum câteva zile, Porto Odessa, de exemplu, era principala zonă în care se încărcau pentru transportul marin cereale din Ucraina, ei bine, după ce Rusia a decis să iasă din această înțelegere, Odessa este bombardată, după cum bine știți, și iar navele străine nu mai vin până acolo. Caz în care există deja o formulă, o soluție de rezervă. Și această soluție de rezervă este portul Sulina. Cel pe care îl cunoștea o lume întreagă la finele secolului al XIX-lea de Porto Franco, adică portul liber. Are infrastructură cât se poate să încarce? Nu știm. S-ar putea să nu aibă, fiindcă în buna noastră tradiție România a lăsat baltă multe lucruri care au mers cândva foarte bine, fiindcă Porto Franco a atras în foarte scurt timp după ce a devenit, după ce a căpătat statutul de port liber, reprezentanții ai Occidentului, oameni bogați care au intuit foarte bine că ăla va fi un loc în care vor putea să câștige foarte mulți bani. Și s-au făcut foarte multe afaceri preț de câteva decenii bune. Dar Sulina acum este foarte aproape de un alt port ucrainian, Reni, mai mic, dar ferit de eventuale atacuri ale rușilor. Și de acolo, de la Reni, la Sulina, e practic porțiunea cea mai liberă și cea mai apropiată prin care cei care au nevoie de grânele ucrainienilor o pot face în mult mai mare siguranță decât în Odessa. Decât în Odessa, sigur. Și că în da. Odessa acum nu se mai facă nici acel trafic rus, Odessa, Republica Moldova și alte E foarte astea. Posibil, adică nu, teama că te poate atinge oricând o dronă sau o rachetă rusească este atât de puternică, plus asigurările, fiindcă nimeni nu o să-ți mai asigure o navă de transport aflată sau care intră într-o zonă de conflict, toate astea ar putea să conducă la ideea pe care am spus-o legată de Sulina. Pe de altă parte, până mai zilele trecute, prețul kilogramului de grâu în România scăzuse foarte mult, adică în comparație cu anul trecut era chiar sub un leu kilogramul. În condițiile în care deja bursele mondiale au reacționat imediat după ce Rusia a făcut anunțul că iese din înțelegere și prețul kilogramului tonei de grâu a crescut foarte tare și acest lucru ar putea să fie în favoarea unor agricultori români cu o condiție, ca statul român, fiindcă fără statul român și fără viziunea de ansamblu, oferă protecție dacă și, nu, exact, și o strategie, tu ca și simplu producător nu vei avea decât de pierdut. Ideea e că această mișcare previzibilă de altfel a rușilor ar trebui să ne dea de gândit tuturor și în special Ministerului Agriculturii, care nu ar trebui să mai meargă în vacanță, fiindcă acum se joacă această carte a cerealelor în lunile iulie, august și septembrie, din care poți să câștigi foarte mult. Adică, după părerea mea, mai degrabă decât să mergi la Bruxelles și să le spui că vrei niște subvenții sau că nu o să mai fii de acord cu prelungirea înțelegerii conform căreia cerealele ucrainiene pot traversa teritoriul românesc până la finele anului, parcă. Mai bine îi pui portul la dispoziție. Exact. Și încep să gândești cum poți să faci niște bani din această perspectivă, desigur, nefericită, dar ce să vezi, din care poți să profiți. Fără să faci mare lucru decât să-ți faci treaba. De câte ori ai văzut tu statul român ca fiind pro-câștig? De foarte puțin. Asta așa este. Dar dacă stai și te gândești acum și pui oamenii la treabă, poți, chiar poți să reduci inclusiv gaura aia bugetară pe umerii căreia încă mai plânge. Hai să ne rugăm să ne monitorizeze cineva de pe lângă domnul Ciulacu, poate îi spune. Că presupun că domnul ministru agriculturii nu are atâta, poate să atâta forță. Poate să gândește. Și poate cine știe. Vom reuși să
facem în așa fel încât să sucim și să rescriem măcar parțial și istoria. Și situația asta grea măcar să fie bine și pentru noi. Suntem Alexandru Catalan și Vicențiu Popa și ne dorim în primul rând pace.